Chiar înainte de începerea anului școlar, deputatul de Giurgiu Florian Nicolae s-a referit într-o conferință de presă și la necesitatea adoptării legii salarizării. Florian Nicolae este de părere că salariile cadrelor didactice trebuie majorate, astfel încât veniturile acestora să fie pe măsura muncii depuse. În același timp, deputatul giurgiuvean a făcut referire și la îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ. Sunt convins că profesorii giurgiuveni și nu numai profesorii giurgiuveni merită mult mai mult. Așteptăm și noi și să analizăm legea salarizării bugetare, în care profesorii și cadrele medicale să fie răsplătite pentru eforturile pe care le fac. Sunt convins că profesorii din municipiul Giurgiu nu doresc politizarea funcțiilor de conducere din cadrul școlilor și liceelor din municipiul Giurgiu și astfel autoritatea locală, și mă refer la primăria municipiului Giurgiu, să nu poată să accelereze în a nu permite primirea prin donație de mobilier școlar în școlile și liceele din municipiul Giurgiu. Sunt convins că autoritatea locală a identificat resurse financiare pentru achiziționarea de mobilier școlar. Nu știu de ce l-au făcut în anul ăsta, care este an preelectoral, dar bine că l-au făcut. Însă nu înțeleg de ce nu s-au aplicat cu mai multă atenție asupra donării de mobilier școlar de către fundații umanitare și unități școlare de profil din alte țări din Uniunea Europeană. În ceea ce privește pregătirea elevilor, astfel încât rezultatele de la examenele viitoare să fie mult superioare față de ceea ce s-a întâmplat până acum, deputatul Florian Nicolae consideră că este nevoie de ore de pregătire suplimentară. El a arătat că trebuie găsite soluții pentru recompensarea profesorilor în vederea efectuării de către aceștia de ore de pregătire suplimentară cu elevii care au de susținut examene anul viitor.